Onyx GSM. Nu-ți vindem gogoși. Nu te răsfățăm. Nu-ți ascundem nimic. Nu te menajăm. Nu-i nimic cu sud cu ață. Ți-o servim verde-n față. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune Milionare de la Miezul Nopții. În această seară am invitat în studioul Televiziunii Naționale Antena 1 pe domnul Dumitru Dragomir, președinte al Ligii Cluburilor Profesioniste de Fotbal, și Sorin Roșca Stănescu, director al cotidianului Ziua, proaspăt întors dintr-o călătorie peste hotare. Am invitat pe cei doi în această seară pentru că în ultima vreme în presă a apărut un adevărat război între Dumitru Dragomir și Sorin Roșca Stănescu. Aș vrea să citesc cât un pasaj din editorialele semnate de o parte de Dumitru Dragomir și pe de alta de domnul Sorin Roșca Stănescu. Și încep cu cel scris de domnul Dumitru Dragomir într-un nou săptămânal intitulat Atac la persoană. Cel mai sordid jurnal ce a apărut în publicistica românească, Ziua, un inventar al diverselor personalități terfelite, conduce la ideea că ziarul conceput de Sorin Roșca Stănescu este folosit preponderent pentru el sau stăpânii lui ca instrument de intimidare, presiune și șantaj. Pur și simplu sunt inventate cazuri și conflicte pentru a cădea în plasa de a oferi ceva publicitate sau pentru a-l mai ține viață pe tarabe. Acest lucru cred că l-a făcut pe Sorin Roșca Stănescu să dea comanda hăitașilor de la Ziua să se năpustească asupra mea, a familiei și a activităților pe care le conduc. N-am dorit rău nimănui, dar cu astfel de specimene care inventează despre mine fapte dintre cele mai netrebnice, mă voi judeca până în pânzele albe. Iar daunele pe care le voi cere în instanță vor tăia impostorilor pofta pentru totdeauna de a se mai juca cu vorbele. Pe de altă parte, domnul Sorin Roșca Stănescu alocă spațiul unui întreg editorial editorial în care scrie despre Dumitru Dragomir numindu-l Corleone, nici mai mult, nici mai puțin. În fauna fotbalului românesc, Neamitică deține importantul rang de președinte al Ligii Cluburilor Profesioniste de Fotbal și îi se spune Corleone. Ce a făcut acest individ pentru a-i se acorda de către mafioții autohtoni cu spaimă în suflet și respect numele celui mai mare naș al mafiei napolitane? Se întreabă Sorin Roșca Stănescu. Cine este în definitiv acest Neamitică Dragomir? Cine e domnul Sorin Roșca Stănescu, acest neamitică Dragomir, cum spuneți dumneavoastră, și de unde a plecat acest conflict care se pare că nu se mai termină? Am aici în față mai multe copii după paginile ziarului Ziua și am înțeles la dumneavoastră că ăsta e decât începutul. De asemenea, domnul Dumitru Dragomir a folosit pentru această luptă împotriva dumneavoastră și ziarul Sportul Românesc, al cărui președinte fondator este. Eu aș începe prin a face remarca că Antena 1 a procedat bine invitându-ne astăzi seară, pentru că la originea acestui conflict a stat tot o emisiune a Antenei 1, când domnul Dragomir a făcut câteva referiri despre redactorii secției Ziua Sport. Eu aș începe totuși cu o întrebare care e chiar din pasajul citat de dumneavoastră și chiar aș dori să-l întreb pe domnul Dragomir de ce este alintat de către autohtoni cu acest apelativ de Corleone, nume care a aparținut într-adevăr șefului mafiei napolitane. E interesant că dumneavoastră vi se spune Nașu și domnului Dragomir se spune Corleone. Bine, mie mi se spune Nașu, că sunt chiar Nașul multor ziariști căsătoriți, da.
Vă rog, domnul Dragomir. Păi aș vrea să vă răspund scurt. Dacă eram prost, mi se spunea prostul. Așa mi se spune Corleone, pentru că Corleone n-a fost deloc un prost. Dar să vă spun totuși de ce mi se spune Corleone. Eu am fost singurul președinte din istoria acestei țări care am stat pe funcția de președinte 21 de ani. E, în acești 21 de ani, toți au vrut să mă bage la ori cu șantaje, ori cu fel de fel de probleme, să mă ghicească cu ceva, să mă curețe. E, n-au putut să mă curețe în 21 de ani cât am fost președinte și nici după aceea, după adunarea din 89. Bine, aș putea să vin cu o precizare ajutătoare pentru a încerca să definim mai bine semnificația așa. Cuvântului Corleone. Eu știu, chiar dumneavoastră ați relatat în diverse cercuri, dacă nu mă înșel, și la o emisiune de televiziune, cum ați încercat să vă descurcați pe vremea lui Ceaușescu, când mai aduceați blugi în țară în cantități atât de mari încât am înțeles că trebuiau închiriate vapoare, aparate video, de nu puteau decola avioane decât cu mare greutate, și transportați descurcându-vă cum puteați icre negre în Italia. Deci nu cumva în acest mod, mă rog, de a vă autofinanța a apărut porecla aceasta de Corleone, care e foarte pitorească de altfel. Domnul Stănescu, ce e rău în asta, domnule? Că eu am făcut pe timpul Ceaușescu ce face toată lumea acum. Am făcut pentru mine, domnul Stănescu. Dumneavoastră sunteți informat greșit. Și redacția dumneavoastră la fel. Nu știu, deci vreau să fac, mă scuzați că intervin, vreau să fac o precizare. Eu la fotbal nu mă pricep și asta e bine să știe telespectatorii, deci nu am pretenția că sunt priceput în fotbal și înțeleg că dumneavoastră invocați unul dintre mecanismele prin care ați finanțat Domnul Roșca, dumneavoastră vă pricepeți bine să acuzați și să denigrați, în ceea ce mă privește, cel puțin pe mine. Dumneavoastră m-ați acuzat în ziarul pe care îl conduceți că eu am adus un vapor de blugi. De blugi înși, corect. Domnule, dacă eu aduceam acest... Nu l-am furat, deci. L-am adus cu bani, cumpărat cu bani, da? Da. Ei, aflați că eu n-am avut nicio pereche de blugi înși în acest vapor și nu l-am adus eu, domnule. Sunteți informat greșit. Echipa Victoria a făcut un turneu în Turcia și fiecare dintre băieți, deci toți sunt martori și trăiesc, n-am murit nimeni dintre ei, în frunte cu Marin Bărbulescu, care a fost șeful delegației în Turcia. Pe nu era băiat, era dita mai... Da, era comandantul șeful poliției capitale, da. Rudă cu... Nu e nicio rudă, domnule, da. Vedeți-vă de treabă. Și aici sunteți informat greșit. Da. E un om deosebit, acest Marin Bărbulescu, care a ajuns întâmplător și a stat un an sau un an și ceva la Bastilia, cum îi zic eu. Și câți blugi? Deci, toți băieții au cumpărat în cantități mari blugi pentru a vinde. Și noi aveam un autobuz nenorocit mic, pentru că Victoria, totuși, la început, nu avea așa mari condiții. Iar domnul Bărbulescu a spus, domnule, niciun bagaj în autobuz. Și atunci, colonelul Radu Matei, care trăiește și nu întrebați, și cu fostul mare fotbalist de Leanu, au găsit un vapor care pleca gol către România. Deci, dintre spectatorii care au venit la meci și câteva baloturi cu blue jeans s-au încărcat pe acest vapor, s-au adus în țară. Cam câte zeci de mii. Dom'le, nu contează, nu a furat nimeni, a cumpărat. Da. Dom'le, dumneavoastră, vreau să vă mai spun încă o problemă. Dacă se furau acești blue jeans, atunci era o treabă neserioasă. Dar dacă s-au cumpărat și spre revânzare. Da, și
Ce dacă să spunem, și scandalul dintre dumneavoastră și domnul Stănescu a plecat de la Cești Blugi. Nu, dar și aici, asta este una din acuzații care mi se aduce mie, domnul Tuca. Asta este foarte... Să vedem că pentru că am și eu copii, am familie, am prieteni, am mama. Care, ce spune săraca? Dom'le, băiatul meu a adus un vapor de Blue Jeans, domnule, asta un vapor de Blue Jeans, atunci la timpul respectiv erau în jur de 10.000 de dolari. Deci erau bani. Deci sunt bani și acum, da, păi atunci. Dar nu este adevărat. Nici nu știu dacă am avut o pereche de Blue Jeans pentru fiul meu. Ca, dumneavoastră, ce credeți, că mie mi-e frică să recunosc că au fost ai mei? Nu, dar probabil dumneavoastră sunteți admirat că v-ați ocupat de organizarea acestui transport care să recunoască și dacă pe vremea eu, era mai dificil. Și dacă dificil, mă ocupasem eu, domnul, cu ce am greșit? Încă o dată vă întreb, i-am furat? Stai puțin că eu n-am spus că ați greșit. Eu încerc să-mi explic de ce alții vă spun, nu eu, Corleone, eu am preluat această... Domnule, dumneavoastră, să știți că în decursul vieții mele, eu am luat de la mine și am dat la alții. Dar de la alții, pentru mine nu, pentru că eu m-am descurcat. Și cu video tot jucătorii? Domnule, pot să spun că... De adevărat că da, bea de colată. Purul adevăr, domnule. Nu este. Și eu am adus mai multe. Ca să-ți crești copiii mai bine, familia mai bine, și să poți să-i dai copiii la meditație, să învețe două, trei limbi străine, trebuiau bani. Iar eu, în pofida celor ce m-au acuzat în decursul vieții că am furat, că am făcut și așa mai departe, eu am fost destul de deștept, de asta sunt aici și n-a putut nimeni să-mi mordărească cariera. Și n-am greșit de-me cu nimic, indiferent dacă dumneavoastră îmi spuneți mie că am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta, ce am făcut? Am cumpărat două sau trei video, unul mi l-am oprit mie și două le-am vândut. Ce e rău în asta, domnule? Dacă le furam era rău, dar dacă le-am vândut, acum de ce pot să cumpere 100 să le vinzi? Păi ce legile astea de acum? Trecând prin vamă, totuși. Păi și acum nu le treci tot prin vamă? Păi și atunci erau trecute prin vamă? Păi domnule, eu eram destul de deștept să plătesc vama. Cel puțin la, dacă luam 5 la 3 plătăm. Doar nu eram idiot. Haideți să trecem, deși am spus că nu mă pricep la sport, haideți să trecem la una dintre cele mai notabile performanțe pe care dumneavoastră le-ați înregistrat în fotbal, când ați reușit să treceți Corniceștiul în divizia. Așa. Puteți să relatați cum ați reușit să obțineți acel scor incredibil? De nu mai știu cât a fost, 15-0? 18-0. Nu, 15 s-a încheiat meciul. Nu, s-a încheiat meciul și pe mine ați adus din vestiare să mai bage... Domnul, încă o dată, informația ați primit-o... Nu știu, povestiți dumneavoastră. Domnule, informația ați primit-o greșit. Da. Eu la acea vreme nu eram la Scornicești. Se poate imediat prin telefon să vadă dacă este adevărat sau eu mint. Poate sună de la Scornicești. Da. Nu, dar lumea sportului este mare și cunoaște aceste, se cunosc aceste probleme. Eu nu pot să mint milioanele de telespectatori care se uită acum la televizor. Eu nu am fost atunci, dar vreau să vă spun cum s-a întâmplat. Da. Păi dacă n-ați fost, domnule. Dânsul dezinformează prin foicica aceea colorată opinia publică și iubitorii de sport, domnul Tucă. Și eu vreau să-i spun dânsului realitatea, ce s-a întâmplat. Antrenorul era Tache Macri și la pauză puseseră, că nu era tehnica de astăzi, puseseră mașini din 30 în 30 de kilometri până la Moreni. Era meci concurent cu cel mai mare. Și un milițian de atunci a spus, domnule, e 9-0, domnule, iar Săral de aici a transmis mai departe. E 2-0, domnule, nu 2-0. Așa, și a ajuns la vestiar că e numai 2-0 la... că este 9-0 în loc de 2-0. Și a venit Tache Macri în vestiar. Eu nu eram la Scornicești, deci eu am venit la 6 luni după această performanță. Și a zis, domnule, 9-0 la Moreni. Trebuie să dăm neapărat nu știu cât. Dar s-a terminat meciul cu 18-0. Nu asta este cel mai important. Vă spun eu ce sunt. Echipa cu care juca Viitorul Scornicești se desfințase de 6 luni. O echipă din Slatina. Deci era o echipă desfințată. Și dacă nu se prezenta la joc, atunci pierdeau jocul 3-0. Cu 3-0 și la golaveraj intrau Morel. Dar ce au făcut? E, aici pot să spun că eu, nefiind la Scornicești, dar am avut această idee și eu am dat-o.
Am zis, domnilor, luați unii după stradă, îmbrăgați în echipamentul celor de la Slatina, dați-le carnetele de legitimare, fac contestație cei de la... Cine putea să facă contestație? Echipa cu care juca. Deci, din județ de acolo, nu puteau să facă contestație. I-am îmbrăcat pe unii din comună de acolo, plăptarul, eu știu ce... I-am îmbrăcat în echipament sportiv. Și am început să joace. Eu nefiind în Scornicești, dar vă spun că asta a fost realitatea. Nu. Și, deci, cu carnetele altora. Cei de la Slatina au fost și 1, 2, 3 din echipa aceea care au jucat de la Slatina. Trebuie, bineînțeles că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar nu mi-aruncați mie această acuză, pentru că nu, eu nu pot să spun că nu am greșit în decursul vieții mele. Dar nu, asta nu este a mea, domnule. Dom'le, acuzați-mă de ceva care știți. Domnul Dragomir, v-a acuzat domnul Stănescu, însă și dumneavoastră numai din ce am citit. Domnule, secundă, stați un pic. Domnul Stănescu nu are dreptul să mă acuze pe mine. Pe mine m-au acuzat generali, colonei. Tânsul a fost informator al securității. Nu poate un informator să mă acuze pe mine care am fost comandant de unitate. Bun, da, comandant de unitate. Nu se poate așa ceva. Bun, v-a acuzat domnul Stănescu, însă și dumneavoastră îl acuzați. Am citit numai o părticică dintr-un material mult mai amplu. Acuzat ziua de șantaj, pe publicitate, pe baza șantajului, hăitașii de la ziua. Aveți vreo dovadă pentru toate aceste acuzații? Bineînțeles că am. La tribunal, că v-am dat în judecată. Și eu pe dumneavoastră v-am dat, ne judecăm, domn. Da. Ne judecăm pentru că, vreau să vă spun, domnul Otucă, de un an și ceva, ziua mă tot înțeapă, dar destul de dur. Eu am avut o discuție cu domnul Roșcan Stănescu, că noi totuși am fost amici. Uh-huh. Ba la masă, ba în altă parte și am stat de vorbă. Cum în altă parte? La restaurant sau pe stradă sau în mașină. Spuneți-le telespectatorilor că am fost odată la o masă. Nu, am fost de vreo 3-4 ori. Așa, de vreo 3-4 ori am fost. Așa. Și dânsul mi-a făcut propunerea, haide-mi să încetăm, ca ei mei nu mai scriu. Uh-huh. Eu sunt un tip cu mult fair play. Și la mine, că la mine eu sunt stăpânul la ziar, la dânsul are alt stăpân și primește ordin. Așa. Eu am oprit această treabă. Dânsul n-a oprit. Și a început să mă jignească. Acum, o săptămână în urmă, mă sună de la Paris, pe mobil. Și îmi spune, neamitică, hai domne să ne bălăcărim în ziar. Că, domne, nu mai am nici ce să mai scriu și uite cu tirajele astea nasol. Domne, este adevărat sau nu este adevărat? Nu este adevărat. Sub cuvântul dumneavoastră de onoare că nu este adevărat? Sub cuvântul meu de onoare și domn că e o minciună. Domnul Roșcan, seara dumneavoastră sunteți un mincinos, domn. O spun în fața opiniei publice, sunteți un mincinos. Nici nu merită stați cineva de vorba cu noastră. Dumneavoastră mi-a spus că sunteți în cădere cu tirajul. Ați mai și mai povesti minciuna asta. Domnul, eu vă spun adevăr. Dumneavoastră m-a sunat, domnul Roșcan. Iar eu vă cunosc bine pentru că eu cu dumneavoastră am vorbit poate o dată pe lună, nu se poate să-mi spuneți că nu. Iar eu v-am spus dumneavoastră, dom'le, data fără jigni. Iar dumneavoastră ați dat ordin să mă jignească, să mă terfelească pe mine, familia și așa mai departe. Iar ce scriu cei de la rubrica sport în foile astea colorate la dumneavoastră, este strigător la cel, domnule, nu se poate să mă jigniți în halul ăsta cu niște neadevăruri. Domne, spuneți-mi, domnule, dumneavoastră, uitați, vă dau voie să mă acuzați cu toate că sunteți mic în grad. Informatori au fost... N-am nici grad, n-am avut. Domne, voi cum, dacă erați informator, cum să aveți grad? Ce dracu? Cine v-a dat grade dumneavoastră? Ce dracu? Dumneavoastră v-a dat hârtie să scrieți. Bun, și dumneavoastră acum tot asta și mie să precizez conținutul dialogului telefonic. Deci, mie mi s-a relatat că la Antena 1 ați făcut anumite afirmații privind activitatea redactorilor de la Ziua Sport și că într-un săptămânal pe care îl editați s-au scris anumite lucruri incorrecte despre mine. Și atunci v-am telefonat și v-am spus Deci mi-ați telefonat? Da. Păi când e minciună, domne, că acum 30 de secunde mi-a spus că nu mi-ați telefonat. Ce a zis. Eu n-am spus așa ceva. Deci, și atunci v-am telefonat și v-am spus așa, că o să-mi vină foarte greu în condițiile în care dumneavoastră nu vă respectați cuvântul pe care vi l-ați dat, acela de a nu ataca un alt ziar, va fi foarte greu să-i opresc pe colegii mei de la Ziua Sport să scrie ce au descris despre dumneavoastră. Atunci dumneavoastră mi-ați spus că
Nea Sorine, ce am făcut, că n-am făcut decât să vă fac puțină reclamă. Eu dumneavoastră, da, că am spus la televizor. Atunci v-am spus, atunci să vă fac și eu puțină reclamă. Da, dumneavoastră, nu mi-ați făcut reclamă, dumneavoastră m-ați jignit, domnule. Iar restul, uitați, cred că ați vorbit singur și ați auzit singur ceea ce ați relatat. Domnule, eu primesc aceste acuze cu vorbitul singur, că nu este adevărat. Domnule, uitați-vă dumneavoastră aici, are domnul Tucă pe masă. Stați puțin, cel puțin 10 la 1. Dumneavoastră ați scris despre mine și m-ați acuzat de toate nedreptățile, cel puțin de 10 ori, eu răspund odată. Este fals. De câteva sute de ori mai mult, pentru că asta e diferența de tiraj dintre publicațiile noastre, nu de 10 de ori mai mult. Domnul dumneavoastră, îmi spuneți că eu am una dintre cele mai tari firme de difuzare din țară. Păi dumneavoastră puteți să spuneți mie că aveți tiraj mai mare ca mine. Eu am 110.000 de exemplare la atac la persoană, iar dumneavoastră aveți 30.000 la asta. Și îmi spuneți mie că aveți tiraj mai mare. Dumneavoastră puteți să spuneți că ziua are și 10.000 tiraj dacă doriți. Asta e problema dumneavoastră. Bine, dar n-am venit aici pentru tiraj. Am venit. Vorbeam de acuzații. Da. Eu n-am dreptul să vă aduc acuzații, spuneați, întrucât eu am fost un simplu informator al securității în ce dumneavoastră ați avut grad. Așa. Dar v-au adus persoane cu grad acuzații și ați fost într-un proces, faimosul proces Victoria implicat. Așa. Unde ați fost și arestat o vreme. Da. Și a fost vorba de o sumă mare de bani negri care au luat destinații apreciate drept ciudate de către instanță. Iată lista completă cu sumele pe care le-ați dat lui Marin Bărbulescu, de pildă, cum au reieșit din documentele procesului. La vremea aceea, deci pe vremea lui Ceaușescu, să audă telespectatorii care aveau 2000 de lei salariu. Da. 560.000 de lei pe 27 februarie 88, 661.000 de lei la 30 aprilie 88, 405.000 lei la 29 decembrie 88, în total deci 1.626.000 de lei. Această sumă exorbitantă, cum s-a stabilit acolo, provenea din vânzarea materialelor de propagandă și a biletelor cu suprapreț. La ea s-a adăugat suma de 514.000 predată lui Bărbulescu pe 12 iunie 88, care provenea din banii reținuți de la milițieni. Da? Total bani negri, numai în 1988, 2.140.000 de lei. Deci, la valoarea de atunci a dolarului este vorba de peste, de aproape un sfert de milion de dolari. Și apoi a urmat un proces, n-a rost să înșir. Așa, da. Deci nu, de fapt, nu aproape un minut. Iată, 300.000 de dolari, spun, au făcut calculul colegii mei, dolarul era 12 lei atunci. Da? Și a avut loc un faimos proces, o faimoasă anchetă, în urma căruia o serie de persoane, o serie de persoane au suferit condamnări penale. Dumneavoastră nu. Pentru că am fost nevinovat, e normal. Asta nu. Dar ce s-a întâmplat cu banii aceia negri? Domnul Roșca, ați terminat întrebarea? Da. Domnul Roșca Sănescu, domnule, eu am spus la televizor despre dumneavoastră că sunteți un om rău, dar sunteți un om deștept. Vă rog. Domnule, nu mă faceți să cred că nu sunteți om deștept, pentru că nu vreau. Da. Eu vreau să rămân totuși amicul dumneavoastră. Păi, domnule, dacă dumneavoastră îmi spuneți mie că eu acești bani i-am dat lui Bărbulescu, păi de unde reiese că i-am luat eu? De asta m-am pus în libertate. Iar nu i-a luat nici Bărbulescu, că Bărbulescu i-a dat la echipă, premier și așa mai departe. Că de asta e liber și Bărbulescu. Ceea ce nu, m-a acuzat dumneavoastră pe mine că eu aș fi furat 178.000 de dolari. Dar tot în ziarul dumneavoastră spuneți că i-am dat. I-am dat la jucători, i-am dat la Bărbulescu și așa mai departe. Păi unde e, domne, adevărul? Ori i-am luat și eram de condamnat, ori nu i-am luat și m-au pus în libertate. Domnule, a fost unul dintre cele mai mari abuzuri făcute de milițieni, nu de poliție, în ceea ce mă privește pe mine. Nu erați capitan de miliție. Eram comandantul unității Victoria. Da. Dar pe Bărbulescu îl arestaseră politic. A fost dizident? Poftim? Nu, domnule, el, nu știți, cu presupus asta, revoluție,
ce Dumnezeu, el era comandantul miliției capitale. Eu n-am făcut nici politică, nu eram nici milițian, chiar dacă eram comandant. N-aveam armă, n-aveam nimic. Aveați grad? Da, sigur, eram comandantul... Și ce grad aveți? Grad de capitan. Dar vreau să continui. Dom'le, acest lucru, deci eu l-am făcut pe niște documente, pe acte. Eu am încasat banii. Dar erau negri, nu? De unde negri, dom'le? Dacă erau negri, eram și noi negri acum. Dumneavoastră a susținut că banii negri exact de ăștia, că nu erau... I-ați folosit în totalitate în interesul clubului și păi cu ajutorul lui Lucescu, fostul șef al parchetului militar. Ce înseamnă bani negri dumneavoastră, domnule? Înseamnă, no. Când ai acte pe bani negri, mai sunt negri? Dom'le, eu am fost anchetat de unul dintre cei mai... cei mai aspri procurori, colonelul Aninoiu, care era o fiară, domnule. Am fost colegi de-ai mei milițieni, dar erau fiare, colonelul Lupu și așa mai departe. Au vrut să se răzbună pe Bărbulescu. Și Baciu, care Dumnezeu l-a pedepsit după aceea colonelul Baciu, a propus să fiu eu arestat, că numai așa pot să-l acuze pe Bărbulescu. Și m-a ținut și pe mine 7 luni jumate în arestul IGP-ului, rugându-se în final de mine să le dau ceva ca să poată să mă condamne pentru cele 7 luni când m-au ținut arestat. Dacă pe mine m-a judecat tribunalul militar, dar toate instanțele, deci, ierarhic, și toate, niciuna nu m-a găsit vinovat, când toate vreau să mă curețe, dumneavoastră credeți că eu, eu pot să spun cu tărie că meseria de președinte de club, asta se învață. Dacă eram schizofrenic, domne, după 21 de ani, trăind numai la suprastructură între prim secretar, între astea, dom'le, mă deșteptam, iar când aveam frica că Dinamo vrea să mă bage la pușcărie, alții că să mă bage, pentru că în fotbal atunci erau șantaje. Și atunci eram șantajat, dar știam să-mi fac singur contabilitatea și toate actele. Păi dumneavoastră credeți că dacă eu eram vinovat, păi nu am 20 de ani de pușcărie, domnul... În ce an ați fost ținut în arest 7 luni? La 7 zile după ce s-a terminat presupusa revoluție. Da. Florin Halagian, de pildă, că ziceți că vă atacă reporterii. Așa. De la Ziua, dar da. Florin Halagian, fostul antrenor al Victoriei, iată, a declarat. Așa. În instanță: nu cunosc în mod concret cheltuielile pe care capitan Dragomir le-a efectuat din fondul necontabilizat. Asta niciodată n-ați negat că a existat acest fond. Păi de unde se știe, Halagian, domnule, antrenorii știu ce bani manevrăm noi conducătorii? Ionel Pișcanu, instructor sportiv la Așa. Victoria, declară: nu la cunoștință despre faptul că Dumitru Dragomir m-a indicat că aș face parte dintre persoanele în măsură să precizeze cuantumul unor cheltuieli pe care le-a efectuat din contul necontabilizat. Da. Deci dumneavoastră l-ați solicitat ca martor în favoarea noastră, da? Nu, spun așa, declar că nu știu în mod concret cum s-au cheltuit. Da, domnul Roșca, de acord cu asta. Deci vorbim despre fondul de bani negri. Domnul Roșca, eu eram un adevărat comandant, domnule, la mine nu știa nimeni, domnule, numai eu știam ce fac, că de asta sunt liber. Păi dumneavoastră ce crezi, mă dam eu pe mâna lui Halagian și a lui Pișcanu dacă cheltuiam vreun ban? Eu vreau să fiu sincer cu lumea fotbalului care mă vede. În fotbal s-au cheltuit bani negri și se mai cheltuie și astăzi. Dar pentru banii negri trebuie să ai acte, domnul Roșca. Da. Și la tribunal, dacă n-ai furat, domnul Roșca, nu te bagă la pușcărie, îți dă drumul. Dar ce-s banii ăștia negri? Banii, vă rog, iertați-mă, nu toți. Bună, domnule, banii negri erau, așa. Se ducea, da, Dragomir în străinătate și cumpăra 5 playere. Sau, da, video. Bun. Dacă afla Nuță, Dumnezeu să-l ierte, sau Postelnicul sau Marin Bărbulescu, că ai cumpărat 5 lua pliere, pentru securitate. Și dumneavoastră, ne muta la granița cu rușii. Da. Pentru că erau niște oameni drept și corect, doamne, toată lumea îi face că erau, nu știu cum, n-a existat corectitudine. Eu am stat 3 ani de zile ofițer cu ei. Și atunci ce făceam? Ca să putem să ne oprim și noi un video, să-l vindem, să ne facem rost de bani, 4 video le vindeam, puneam banii la Victoria, la echipă, dar în primă la echipă, pentru că echipa trebuia să își desfășoare activitatea. Și era normal acest lucru. Iar
Eu ce am făcut? Eu am avut o contabilitate exactă și m-am zis... De ce nu i-a spus Dinamo Victoria Player, dar la echipă, dacă tot... Doamne, uitați, este o idee când o să facem... acum că vreau să înființez eu o echipă să-i spun Victoria, o să-i spun Dinamo Victoria Player, ca să vă fac plăcerea dumneavoastră. Nu, dar stați o secundă, vreau să vă întreb... Dar și acum mai există, iertați-mă, da. Și acum mai există bani negri. Bineînțeles, să vă spun... De ce e nevoie de bani ăștia negri? Explicați-mi asta, acum. Acum. Hai să zicem, pe vremea lui Ceaușescu. Păi acum. Cum să nu fie, domnule, dacă ai diurna 50.000, de exemplu. Da. Și un fotbalist la masa de prânz mănâncă de 250.000. 200 de vin bani negri, trebuie să-i aduci de undeva. Că nu-și plătește fotbalistul friptura. De ce nu vă lupta să schimbați lege? Păi cine să schimbe, domnule, dacă am avut un ministru de la Revoluție încoace, am avut mai miniștri puși politici care n-au avut nicio tangență cu mișcarea fotbalistică. Pentru că nu s-au pus meseriași, nu s-au pus oameni care cunosc fenomenul fotbalistic. Put. Și acum, bun, asta e situația grea a sportivilor. Și cum se procură banii ăștia negri? Deci cum se procedează? Uitați cum se procedează acum. Înainte, altfel. Acum există cât un sponsor care cred că asta ar fi altele, sunt rupt puțin de că nu mai sunt președinte de club, sunt președinte la Liga. Da, le știți pe toate, nu? Asta este părerea noastră, dacă le știți pe toate, aș fi un Mafalda, știți? Dar nu le știu chiar pe toate. Deci sunt binevoitori, sponsori, directori de fabrici, de uzine, de astea, care mai le dă câte o primă din producție, din astea. Jucători, așa? Dar nu mă pricep că nu sunt procurator, iar procuratorii pe care îi cunosc eu sunt oameni admirabili și de o probitate morală indiscutabilă. Dacă acești bani negri, până la urmă, în orice țară din lume constituie sau nu constituie utilizarea lor o sustragere de la legile existente, constituie sau nu o infracțiune? Ca să fiu sincer, cu iubitorii fotbalului pot să vă spun că intră în sfera nu a infracțiunii neapărat, dar deci nu se face închisoare pentru nedeclararea unor venituri. Cine asumele noastre, dumne, că noi trăim după zi pe alta fotbalul românesc, dumneavoastră faceți atâta proces fotbalului? Ofice spuneți, dar eu aud de la persoane avizate totuși din lumea fotbalului că aici se manipulează de fapt sume fabuloase. De unde să se manipuleze? De bani, din vânzări de jucători, din aranjări de meciuri, din nu știu. Domnul, necontabilizarea unor echipamente. Domnul Stănescu, n-aș putea să fiu un tip fals, domnule, că dacă eu trăiesc în acest fenomen de 30 de ani. Bineînțeles că există acest fenomen. Eu nu-l mai stăpânesc, că nu mai sunt președinte de club de 10 ani aproape. Dar eu dacă aș fi... Că ați zis că nu-l mai stăpânit. Da, domnul Tucă, eu am fost un președinte bun în țara românească, de asta am fost dus și la Scornicești, de asta am fost adus la Victoria, eram vârf de lance, să spun așa. Eu am fost un bun organizator, domnul Tucă, și mie nu mi-a cântat nimeni ca să joc. Eu unde am fost, nu m-am duit nimeni, să știți. Nu, aveți cel mai înalt rang, după părerea mea, așa, de profan în ale fotbalului, dar totuși așa am înțeles că aveți cel mai înalt rang pe care îl are o persoană din România în lumea fotbalului. Sunteți președintele... Dar știți de ce, domnul? Da. Domnule, uitați, vă rog să nu credeți că vă jignesc azi. Domnule, de ce nu va... Și cum să nu știți că spuneți că nu mai stăpâniți fenomenul, sunteți președintele tuturor. Stați, domnule, puțin să vă răspund la această întrebare, că așa dacă puneți una după alta, nu ne mai înțelege. Păi, domnule, pe mine m-a ales în mod democratic președinții. Eu am, din toți președinții de cluburi din țară și cei auxiliari care au pus fost în față. Dom'le, toată lumea m-au votat. De ce credeți dumneavoastră că m-au votat, dom'le, că sunt frumos? Dom'le, m-au votat pentru că eu am fost cel mai reprezentativ dintre ei. Și au văzut că eu acum sunt la un stadiu în care nu mai trebuie să mai fac șmecherii. Că eu de 25 de ani mai fac șmecherii. Da. Eu am trecut de stadiu ăsta, domnul Stănescu. Și mă feresc. De asta, prea mult se fabulează pe problema tocajului. Aveți un proces, am înțeles că e pe la Curtea Supremă de... Nu, lăsați-mă să-mi termin și puneți întrebarea imediat. Deci pe mine m-a ales democratic în adunarea generală
președintele ligii. Cine m-a ales, domnule? Cei ce reprezintă fiecare persoană juridică, adică clubul. Păi, domnule, dacă ei m-au ales pe mine, pe de ce dumneavoastră nu v-a ales, domnule, președinte într-un organism acum, dacă eu știu, ca să vă pot ataca și eu cu ceva? Dacă sunt președinte... Vă promit că o să aranjez ca să... Dom'le, da. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă sunt președinte, da, sunt prost. Dacă nu mă alegea președinte, eram și mai prost. Păi atunci, când sunt, domnule, bun totuși? Spuneți-mi, eu vă pun întrebarea în calitate de președinte. Deci dumneavoastră, ca președinte, spune dumne. Uite, sunt bani negri, dar nu mai pot stăpâni fenomenul. Ei m-au ales în funcția asta de președinte, iar eu nu le-am înșelat. Bine, dar n-aveți o răspundere morală ca să nu se mai utilizeze acești bani. Eu vă spun dumneavoastră și în fața opiniei publice răspund că cel mai curat campionat din ultimii 25 de ani se joacă anul acesta. Nu știu. Și știți din ce cauză? Pentru că eu, cu Federația Română de Fotbal, am ajuns la o concluzie că pe cine îl prindem, să-mi iertați expresia, asta vreau să zic că radem, dar ziceam și eu ca secretariu de la Bacău, când ajung prim-ministru, rad pe toți. Am spus în felul următor. Am vorbit cu președintele Mircea Sandu și am spus, Mirciu, haide-mi să întoarcem, să vadă lumea, că avem copii acum, avem mari, să vadă lumea că suntem lacrimă, domnule, și drept ca lumânarea. Cum? Dom'le, cine a greșit acum? Nu-i mai dăm, domnule, o etapă, două. Îi dăm așa că să nu poate să ducă cine credem noi că trișează din punct de vedere al moralității, să zic așa, președinții sau din arbitraj. Uitați-vă dumneavoastră că foarte puține jocuri au fost bănuite de trucaj. Eu nu pot să spun că n-au fost meciuri bănuite de trucaj. Dumnezeu, până avea probe, este foarte greu. Deci veți face asta dacă veți... Uitați aici ce vă dacă spun. Dacă veți apuca, că înțeleg că aveți un proces la Curtea Supremă de Justiție. Așa? Și chiar vreau să vă întreb ce se întâmplă dacă va câștiga ProTV-ul. Dumnezeu, sunt niște naivi. Și... Păi astăzi pierd procesul și mâine ne înființăm iar, tot noi. Și nu-i mai zicem LPF, Liga Profesionistă de Fotbal, zicem Fotbal Profesionist din România. Și Dumnezeu, sunt niște naivi. Ei cred că numai ei sunt deștepți și noi suntem proști. Ne oprim puțin aici. Eu văd că ați ajuns să discutați despre fotbal. Pe mine mă interesa și cred că și pe telespectatori interesa foarte mult aspectul ăsta. Eu v-am întrebat și nu mi-ați răspuns, domnul Dragomir. La care sunt argumentele, care sunt, dacă dumneavoastră aveți dovezi pentru atacurile, pentru ceea ce a scris în ziarul atac la persoană împotriva domnului Sorin Roșca Zănescu. Am înțeles că discuția a plecat de undeva, chiar de la Antena 1, dumneavoastră ați fi spus ceva de domnul Stănescu, domnul Stănescu va fi replicat în ziarul Ziua, însă nu înțeleg de ce ați ajuns chiar la atac la persoană. Și dumneavoastră... Domnul, că uitați, eu vreau să vă răspund scurt. Să nu mai înșir, că eu totuși le am, dar vreau să le dau în revista mea, în atac la persoană, ca să pot să-mi vând și eu, dar să vă răspund la întrebare. Stai o secundă, exact. Că e cineva de la Scornicești, care a jucat fotbal la Scornicești, care a răspuns acum. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm? Sunt Alexandru Bucurescu, Sandu Bucurescu, domnul Dragomir mă cunoaște. Cum? Sandu Bucurescu, domnul. Sandu Bucurescu, da. Da. Așa. Și am jucat la Scornicești, în timpul când a fost domnul Dragomir președinte și domnul Alescu antrenorul. La Scornicești, da? Da, dar după ce spune domnul Dragomir ce a făcut domnul Tache Mati, domnul Tache Mati a făcut o echipă extraordinar de bună și îmi pare rău că domnul Dragomir se referă la un 18-0 care domnul Tache Mati a făcut o echipă extraordinar de bună și... Așa spuneți, domnul Bucurescu. La ce se referă dânsul? La... Nu, dacă eu eram, numai dacă eu eram sau nu președinte atunci. Aha. Asta era problema. Da, dar... Era președinte domnul Dragomir atunci? Nu, nu a fost în timpul acela președinte, dar... Bun. După ce a fost domnul președinte, păcat că spune de domnul Roșca Tănescu ce spune, dar vă spun că cam așa s-a întâmplat și pe timpul acela. S-a deranjat pe domnul Roșca Tănescu. Domnul Roșca Tănescu spune tot ce a spus, a spus pe chestiile, dar știți. Și tot ce se întâmplă în fotbal acum, așa e. Bun. Vă mulțumesc, domnul Bucurescu. Nu mai bine, sănătate. Cred că v-ați înțeles că domnul Bucurescu să dea telefonul. Doamne, ferește. Bun, haideți să urmărim momentul publicitar și după aceea vom reveni la întrebarea pe care v-am spus-o mai devreme și aș vrea să răspundeți la ea. Publicitate, vă rog.
Nescafe, boabe de cafea atent selecționate și prăjite pentru a savura o cafea tare și aromată. De fiecare dată. Nescafe, adevărata cafea solubilă. Cauți o afacere solidă și de viitor? Dorești să investești, dar nu știi unde? Dorești să-ți asiguri bătrânețea, dar și copiii? Nu știi ce să faci cu certificatul de acționar? Dorești să ai un venit satisfăcător și permanent? Vrei să-ți pregătești de pe acum viitorul? Vrei să fii acționar într-o puternică rețea de supermagazine? GEPA SA va construi o rețea de supermagazine în toate orașele mari până în anul 2000. Cumpără și tu acum acțiuni GEPA. Investește acum în GEPA. Acceptăm prin cumpărare și certificatul tău de acționar. Investește acum într-o afacere solidă. GEPA SA. Un pic mai bine pentru dumneavoastră. Faber e plăcere. Ferestrele de mansardă Velux fac posibilă folosirea mansardei ca spațiu de locuit. Fereastra de mansardă Velux este un produs unic, ușor de montat, singură sau în grup, rezistentă la intemperii, produsă din materiale de cea mai bună calitate. Ferestrele de mansardă Velux rezolvă problema spațiului de locuit de o manieră necostisitoare și transformă podul într-un colț de lucru sau într-un spațiu de locuit. Velux este soluția fără probleme. Puteți fi siguri că fereastra de mansardă Velux va fi pe acoperișul dumneavoastră pentru generațiile viitoare. Pentru mai multe informații, sunați-ne la telefon 018-62-0055. Indigestia? O cunoaștem prea bine. Reni rezolvă această problemă. Ingredientele sale naturale neutralizează rapid acidul gastric, începând chiar din esofag. Reni, liniștea stomacului tău întotdeauna la îndemână. Plecați liniștiți în concediu sau la cumpărături, fără grija banilor numerar. Peste 900 de comercianți din România acceptă la plată carduri Visa. Oriunde este afișată sigla Visa, puteți folosi BCR Visa Classic Card, un nou instrument de plată oferit de Banca Comercială Română. La îndemâna dumneavoastră, cardul BCR Visa Classic. Continuăm emisiunea Milionari la miezul nopții. Domnul Dragomir, aș fi vrut să-mi răspundeți la întrebarea pe care v-am pus-o puțin mai devreme. Dacă aveți argumente la ceea ce a scris despre ziarul Ziua și Sorin Roșca Stănescu, ați numit hăitașii de la Ora Ziua care s-au năpustit asupra dumneavoastră și asupra familiei dumneavoastră. Pur și simplu sunt inventate cazuri și conflicte pentru a cădea în plasa de a oferi ceva publicitate, a scris dumneavoastră despre ziarul Ziua. Păi uitați, domnul Tucă. Este posibil ca un fost angajat al meu, Dan Mucenic, de altfel am o impresie bună despre el ca ziarist, dar ca om... Ce trebuie să nu, nu, stai numai o secundă, lucrează la Sorin Roșca Stănescu. Așa. La mine eu l-am dat de 3 ore afară și tatăsul, neamitică Mucenic, care eu sunt amic, a venit și l-am angajat de 3 ore. Ce mi-e scrie în revista aceasta, îmi atacă familia și spune... Așa, eternul soț al doamnei Vica și mă face aici în ziar în toate felurile. Păi bine, domnule, unde e moralitatea în ziarul domnului Roșca? Bine era să fi divorțat de 5 ori, să am și eu 5 neveste ca el? Sau că n-am divorțat și sunt eternul soț al astea? Cine are cine neveste? Păi Mucenic, care scrie de mine că eu sunt eternul și mă jignește. Cum poate, domnule, să spună chestia asta? Cum poate, domnule, să-mi spună? Sau... Și ce e urât, domnule, asta? Eternul soț al doamnei Vica. Dar cine, pe cine îl pune să scrie asta, domnule? Îl pune pe unul care a ținut 5 neveste, un bețiv și așa mai departe. Sau alta. De unde știți că l-a pus domnul Stănescu? Păi, domnule, dar știu sigur că... ce să era să spun acum cine mi-a spus din redacție de la domnul Sorin Roșca Stănescu. Bine, sursele sunt confidențiale. Nu era să spun, gata. Dar bine că m-am uitat la dar ce e urât în asta, eternul soț al doamnei Vica? Ce vi se pare? Nu, da, stai să vedeți altceva. Da. Sau a fost angajată a ziarului meu, Universul, Stanciu spune, uitați ce spune în asta. Neamitică cu sexul mic.
Păi, dom'le, ce ziar este ăsta, dom'le, care să spună așa ceva? Dom'le, dar mi-a măsurat cineva, asta stai, 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 nu, acolo era o metaforă, nu avea nicio legătură cu organul acela. Dom'le, nu cred că despre asta. Dom'le, o metaforă? Nu, o faci mai în sensul de a jigni, dom'le, nu se poate, dumneavoastră mă jigniți în permanență. Ziarul Ziua se cheamă Ziarul Ziua, ziarul nostru se cheamă Atac la persoană, domnul Dragon. Păi de ce a spus titlul ăsta? Puteți să explicați telespectatorul? Haideți, uitați, vă fac și reclamă cum ați invocat. Da, domnul, peste că așa am vrut eu, domnule. Atac la persoană. Da, atac la persoană. Este simbolic. Deci el își propune în mod programatic în această revistă să atace persoana. Domnule, eu nu atac, eu atac cu lucruri corecte, domnul, în revista mea. Dumneavoastră atacați cu minciuni. Cum cu lucruri corecte? Corecte. A spus că Ziarul Ziua are cele mai multe procese din presa românească. Ăsta e un neadevăr. Unul din ziarele cu procese. A spus că avem cele mai multe. Este un mare neadevăr. Da. Poate că este un adevăr, informația a venit. Sunt multe lucruri, s-ar putea ca și eu să scap cu o informație, să fiu intoxicat și să scap cu o informație, dar dumneavoastră nu sunteți, domne, intoxicat, sunteți bolnavi, domne, de neadevăruri, domne. Vă persecută neadevărul, domne. Iată, și în ziarul care apare mâine pe piață, în ziarul Ziua, așa, mai publicăm ceva ce cu certitudine veți spune că este un neadevăr. Deci păi, domnule, de astăzi, domnule, mi-a spus că am o vină de 21 de camere, domnule. De încăperi, de încăperi. Cum puteți minți opinia publică în felul ăsta, domnule? De încăperi, de încăperi. De încăperi, auziți? Da. Păi nu sunt... Doamne, 21 de încăperi este aici... Iată așa. Și vila. Așa. Vila. Da. Suprafața este de așa, vreo 200 de metri pătrați și pot să... Atunci nu vreți, mai scot. Dacă vreți, putem să și citim. Așa, ia citim. Din ce se compune, ca să numere telespectatorii încăperile. Așa. Deci strada Bezdețeanu... Păi pe 200 de metri sunt 20 de încăperi, domnul Roșca. Deci, face socoteala, domnul Roșca. 200 împărțit la 20. Deci eu vă fac la metri. Doamne, maica, 5 domnule. Camere, 80, din contract. 5 așa. Camere, o contract obținut în așa. Calitatea noastră de simplu așa. Capitan. De 5 camere ale domnului. Cu repartiție. 5 așa. Camere, așa, de 86 de metri pătrați, așa. O cameră de serviciu, 15 metri pătrați, așa. 3 bucătării, ce vor fi trebuite, mă rog, e problema fiecăruia. 2 cămări, 2 holuri, 2 culoare, un vestibul, 2 băi, 3 boxe. Păi eu, domnul Roșca... Asta în condițiile în care două persoane, două persoane nu puteau obține mai mult de o garsonieră. Conform legii. Domnul, cu repartiție noi am fost la... 4. De la și nu este cu repartiție. Este proprietate, domnul Roșca. O fi acum proprietate. Domnul, dar dumneavoastră ați obținut-o. Domnul, ați obținut-o din fondul locativ. Nu, domnul, sunteți informat greșit. Nu sunt informat. Domnul, vă spun eu, dumneavoastră, dumneavoastră, sunteți informat greșit. Nu sunt informat greșit. Eu am făcut schimb de case, domnul Roșca. Dumneavoastră ați făcut ceva mai grav și vă arăt acum buletinele dumneavoastră și ale soției de identitate. Ia uitați, mai ușor, de ce nu mi-l ia uitați, aici este buletinul dumneavoastră de identitate, așa. Aici este buletinul soției. E normal. Stați puțin. Vreți să stați fără buletin în România? Asta e normal. Așa. Dar anormal este că aveți adrese diferite. Așa, am avut. Ați avut la am momentul avut. Dobândirii locuinței. Și de... ce e cu asta, domnule? Nu spune legea că trebuie să fie și soția să aibă domiciliu acolo, domnule? Sunteți informat încă o dată greșit, domnule Roșca Stănescu. Câte case aveați la acea dată? Una. Deci, haideți să le, așa. Să le luăm pe... La Brașov aveți? Da. Așa, ziceți. E, nu, 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 ziceți. Da. Spus da. Nu mai este bine. Da. Așa. Știți că le am undeva trecută, că aveați vreo 4 ia case. Zici, ia mai ziceți. La data aceea. Ia zici. Stați să tot. O secundă, că vă dau și adresele așa. Imediat. Bun. Nu, căutați cele 4, vă rog frumos. Imediat. Imediat să vă... Să vă citesc așa. Aici adresele, că poate, poate a greșit redacția. Așa, vă rog, asta trebuie să... Deci Brașov, strada 13 decembrie, numărul 90. Domnul... Brașov, strada Dr. Felix, numărul 4. Domnul... Era sau nu era? Așa, ziceți, toate, spuneți-le pe toate, vă dau răspuns. O garsonieră în București, calea Griviței, numărul 71. Era sau nu era?
Dumnezeu, la esediu Victoriei, cei care v-au intoxicat cu asta, dumnezeu, verificați, da, informații, că mințiți opinia publică, da, mințiți oamenii de aici. Da. Ce la Brașov acolo este apartamentul în care a murit fiul meu, Dumnezeu să-l ierte, și am mutat și l-am vândut, că nu puteam să, pe 13 decembrie, iar tot ce spune dumneavoastră aici, iar casa... am avut o proprietate, iar cea de la Brașov este cu chirie. Ați luat-o de la Icrav. Cum ați avut o proprietate? Aveți contract. Ați luat-o prin contract de la Icrav. Cum puteți să spuneți că a fost proprietate? Ați obținut 5 camere, dumneavoastră și soția, în condițiile în care soția avea alt domiciliu. Domnul, nu este adevărat. Pe cum e adevărat? Când nu e adevărat, dumneavoastră n-au zis că nu este adevărat. Dați-ne în judecată, aveți dezvăluirea în ziarul de mâine. V-am dat cum astăzi. Cum dat înainte să o publicăm? Domnule, v-am dat pentru altele, dar intră și astea. Și ce vin? V-am dat 4 procese aveți cu mine. Nu vă temeți, că nu vă iert eu așa ușor. Instanța la... Deocamdată ziarul ziua nu a pierdut. Ați auzit ce scrie ziarul ziua? Dumneavoastră știți de ce nu ați niciun proces? Că n-ați avut cu cine să vă judecați. Domnul, nu ați avut pe acest Dragomir care îi ziceți dumneavoastră cu urmă. Haideți să vă spun ce scrie ziarul ziua. Doamna ex-capitan Bica, nevasta ofițerului, infractor în rezervă. Dar de ce în rezervă, a spus? Și de ce sunt infractor, domnule? Spuneți-mi și mie de ce sunt infractor. Stați puțin, sunteți în rezervă? Domnule, eu sunt în rezervă, dar dumneavoastră sunteți tot activ, cred. Nu știu, informator activ sunteți. Aia e problema. E infractor în rezervă, domnul Dragomir, uitați-vă. Da. Infractor e în rezervă, nu e vorba de ofițer. Dom'le, dar vedeți cum mă jignesc? De ce sunt eu infractor, dom'le, când eu sunt singurul dintre toți care am fost judecat și achitat? Dumneavoastră veți fi judecat și deveniți infractor. Ați fost arestat la Brașov și Târgu Jiu pentru barbut și poker. Sunteți bolnav psihic. Nu vă întreb. Doamne, vă răspund că sunteți bolnav psihic. Duceți-vă și internați-vă, doamne. Doamne ferește, dar întrebați Brașov, întrebați Târgu Jiu, doamne, sunteți bolnav psihic. De acolo avem doamne, informații. Aveți informații bolnăvicioase, domnule dumneavoastră. Bun, acum îmi permit cu voia dumneavoastră să trecem la chestiune mai serioasă. Am înțeles că dumneavoastră sunteți un mare amator de artă. Da. Ați făcut... aveți studii sau sunteți colecționar de artă? Da, am făcut și studii și sunt și colecționar de artă. Colegii mei v-au jignit în ziar și au spus că nici liceu nu-l aveți. Dom'le, dar cum puteam eu să fiu profesor de fotbal? Cum puteam eu să fiu președinte 21 de ani? Cum puteam să fiu capitan dacă n-aveam liceu? Dom'le, astea sunt niște jigniri nenorocite. Deci vă rog, eu sunt gata să public o dezmințire în legătură cu studiile noastre dacă îmi dai și mie o copie a diplomelor. Da, vă dau. Dom'le, dumneavoastră să știți așa, pe timpul comuniștilor, acum mai puteai face șmecherii. Pe timpul comuniștilor nu se puteau face nici o șmecherie, domne. Nu puteai, domne, nu poți fi președinte de club. Întrebați dumneavoastră fără să ai studii. Nu puteai să fii antrenor. Eu sunt antrenor cu categoria a doua. Domne, puteam eu să-mi dau să fiu antrenor, puteam să-mi dau gradele fără studii, domne, nu un bolnav gândește. Iar când te face, domne, dacă nu aveam studii, mă făcea plutonier, domne. Nu mă făcea direct capitan, domne. Deci, că eu ce studii aveți, știe țara. Ce studii aveți? Cum, dumne, eu sunt profesor de fotbal, eu sunt antrenor de fotbal. Deci ați terminat ce? Ați terminat ASEU? Domnul, am terminat școala de antrenor pe lângă IEFS. IEFS. Da. A, școala de pe lângă. Pentru IEFS-ul făcea asta, domnul. Era asta. Ceva pe lângă, nu era IEFS. Bani, era IEFS-ul. Ați făcut facultate? IEFS-ul, domnule. Deci aveți facultate? Dacă ce promoție sunteți? Dom'le, cred că am terminat de vreo 20 de ani, eu știu când. Dar o să vă arăt, m-ați întrebat de studii, da? O să vă arăt, dom'le, diplomele. Așa, le public. Dom'le, un om fără studii putea să rezolve ce am rezolvat eu în viață, dom'le? Asta mă întreb și... Că mă întreb la dumneavoastră. Dumneavoastră cu studii n-ați făcut nimic, în afară decât informări și nenorociri la oameni. Mă întorc acum la artă, că pusesem o întrebare serioasă legată de artă. Bun, întrebați-mă. Ați avut faimoasele galerii Dragomir. Da. Din Palatul Universului. Așa. Care a existat un mare litigiu. Nu a existat niciun litigiu, domnule. Dumneavoastră încă o dată mințineți opinia publică, vă declar mincinos aici în fața opiniei publice. Deci mai aveți acele galerii, Dragomir? Firma este... Firmei îi se spune Galeriile Dragomir, domnule. Am avut un salon de artă
Unde? Acolo la Universul. Da, la Universul. Vreau să vă spun cum... Unde era discotecă și biliard. Domnul, care este adevărul, domnul? Odată cu democrația, unele unități s-au privatizat. Această tipografie Universul s-a privatizat. După privatizare, au început procesul cu cei ce ocupau spațiile proprietarilor. Pentru că legea spune treaba asta. Au evacuat chiriașii. După evacuarea chiriașilor s-a făcut o licitație. Cine să ocupe pe valuta aceste spații, domnul Sorin Roșca Stănescu? Iar eu am concurat la unele din spații cu Libertatea, cu mai multe firme și plătesc 20 de dolari metru pătrat, domnul Sorin Roșca Stănescu. Păi da, dar ați încheiat dumneavoastră un contract. Așa. Ați încheiat un contract. Un contract cu Universul, cu proprietarul, domnul Sorin. Un contract prin care dumneavoastră, așa, care e stat până un altă. Nu e stat, domnul Sorin Roșca Stănescu. Că nu e nici Popescu Vasile proprietar al Universului. Nu sunt proprietari, întreprinderea Universului. Este statul întreprinderea Universului. Deci ați încheiat un contract. Da. Prin care dumneavoastră v-ați obligat, așa cum v-ați obligat și în cazul altei clădiri despre care o să vorbim, să-i respectați destinații. Nu există. Și atunci ați spus Galerele Dragomir și ați făcut discoteca. Domnul Sorin Roșca, să-mi spun, știți ce scrie pe contract? Spațiul va fi folosit după cum dorește beneficiarul. Exact asta este. Dacă nu este așa, domnul Sorin Roșca, eu plătesc daune interese și vă fac o favoare care vreți dumneavoastră, dacă pe contract nu scrie așa. Și dacă contractul, eu nu am nimic cu acești fotografii. Eu am făcut apel la iubitorul de artă și vreau să informez pe telespectatori că dumneavoastră i-ați dat afară reprezentanții Uniunii Asociațiilor Fotografilor care erau acolo din 1956. Așa. Da, care au organizat 18 saloane internaționale și de artă fotografică, au luat nenumărate premii internaționale, da, că acolo acel spațiu adăpostea 20.000 de volume de specialitate, că acolo era Fototeca Națională de Imagine Artistică cu 15.000 de lucrări, dumneavoastră acolo ați făcut o discotecă, așa, schimbând practic destinația acelui spațiu. Domnul Sorin Roșca, sunteți informat greșit, e vorba de alt spațiu. Discoteca a fost vis-a-vis, domnul. Sunt două încăperi distincte, domnule. Una aici, una aici. Domnule, discoteca era în partea dumneavoastră. Domnule, dumneavoastră sunteți informat greșit. Eu nu am nimic cu Asociația Fotografilor. Eu am luat de la Universul prin licitație acest spațiu. Putea să-l câștige Libertatea, da. Putea să-l câștige altul. Eu am dat cel mai mult, domnul Sorin Roșca Stănescu. Ce-am luat eu? La dacă fel, dau fotografii, câștigau ei, domnul. Am înțeles, ați avut baftă. La fel s-a întâmplat cu spațiul din Câmpineanu, care așa era fosta celebră cantină a sportivilor. Care nu mai funcționa. Unde fosta celebră, amărâți ăștia de sportiv pe care de te acord, plângeați domnul înainte să ia și o masă ieftin. Asta cum ați mai obținut-o? Domnul Stănescu, prin acte legale au venit și corpul de control al primului ministru, au stat o jumătate de an. Ce spun, domnul, nu ce controlele. Spun, m-ați întrebat, lăsați-mă să răspund. Da. Vă ascult. Altfel, nu mai, mă scuzați, aveți dreptate. Nu mai înțelege nimic. Deci, spațiul din Câmpineanu l-am luat în următoarele condiții. Acea cantină nu mai funcționa. SNCB-ul nu mai aveau bani să plătească salariații de acolo și nici să mai dea în condiții civilizate sportivilor masă. Eu am auzit de această treabă și m-am dus și ne-am făcut o ofertă. Eu vă spun purul adevăr pentru că eu am trecut de stadiu, iertați-mi expresia între spectacol, șmecherilor, pentru că eu știu că să găsesc mulți informatori ca dumneavoastră care ne dau în gât, cum s-ar spune. Și atunci eu trebuie să-mi iau măsuri, domnul Stănescu. Și am făcut o ofertă în care am spus că modernizez acolo. Ce să mai lungim vorba? Am băgat 260.000 de dolari în această cantină și am modernizat-o, dar eu am probe că am și fotografiat și am și filmat și cu martor, că i-am pus ca să-i filmez cum arăta cantina după ce am făcut-o și acum într-un spațiu din spate am făcut un bar micuț, iar în față unde mănâncă
și sportivii, domnul Stănescu, că dumneavoastră mi-ați făcut cea mai mare publicitate, că ați dat un meniu în ziarul Ziua și spuneați dumneavoastră că trei feluri de mâncare costă 40.000 de lei, minus 20% pentru sportivi, costă 32.000 de lei o masă. Trei feluri de mâncare, apă minerală. Păi spuneți-mi dumneavoastră în această țară un loc în care se mănâncă cu 30.000 de lei, trei feluri de mâncare și apă minerală și eu dumneavoastră vă spun că angajez toți sportivii din țara românească să mănânce acolo. Noi în ziarul Ziua am relatat o poveste pe care nu știu de ce văd că o eludați acum. Așa. Legată de un program non-stop a unei saune, de niște petreceri cu fetițe. Ori e saună, ori e petreceri cu fetițe. Noi știm, eu n-am fost în acest local, dar reporterii care au fost acolo și au și făcut niște fotografii pe care o să le publicăm, susțin cu mâna pe inimă că este un local rău famat în care nu se petrec tocmai lucruri creștinești, ca să mă exprim. Nu spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de informator, nu v-ați informat cum trebuie. Vă spun eu, dumneavoastră. Vă rog, dacă acolo, vă să comentați. Domnul Sorin Roșca Castănescu, atâția ochi, nu de informatori, de ofițeri, de la toate astea, vor să mă ghicească cu ceva. E cel mai corect bar din acest București, pentru că acolo nu se întâmplă nimic. Iar domnul Sorin Roșca Castănescu, domnule, eu o spun cu tărie că fetele mele care dansează în bar acolo sunt mult mai civilizate și mai corecte decât unele dintre cele care lucrează la dumneavoastră la ziar, domnule, și eu le cunosc că au lucrat și la mine. Deci, ele sunt... ce își fac? Își fac o meserie cum fac și ziaristele dumneavoastră, domnule. Ce e rău în asta că dansează? Nu trebuie să câștigi o pâine? Rău este dacă s-ar întâmpla ceva? E moral acolo. Dar de ce există expresia aceea cu banii la kilot, că se întâmplă chestiunea acolo? Nu știu ce înseamnă. Domnul Sorin Roșca, vă și răspundem. Da. Peste tot în toată lumea aceasta, când îți place un cântăreț, îi pui suta la vioară. Când îți place o dansatoare, vine și dansează, îi pui... așa s-a împământănit, nu la noi, domnule, în toată omenirea asta. Eu am fost, așa la... Domnule, eu am fost în bar la mine... îmi cer scuze, nu-și dă nimeni kilotul jos, domnule, este civilizat asta, este bar de noapte de 5 stele, domnule. Mm-hmm. Acolo care nu scot banii nici în viitorii 3 ani ce am băgat acolo. Pentru că vreau să vă mai informez că acest spațiu nu mai este al ministerului de un an de zile, de un an jumate, e al proprietarului, domnul Sorin Roșca Stănescu. Dar eu am plătit în continuare la sport bani, ceea ce nu mai trebuia să fac. Cine îmi dă mie investiția, domnul Roșca, că au venit proprietarii acum? Cine îmi dă mie investiție de 250 ceva de mii, de aproape 260 de mii de dolari în afară de exterior? Că n-am avut timp să scot. Iar eu pot să iau de la sport acest bani. Eu sunt puțin mișcat când aud de sume din acestea așa... E, nu fiți așa bani de mișcat, că dumneavoastră aveți mult mai mulți bani decât atât. Dacă ați băgat atâția bani acolo, dar eu știu că legea interzice sub închiriere. Și dumneavoastră ați luat de la ministerul... Nu e sub închiriere, este contract de asociere în participațiune, iar sunteți dezinformat. Dumneavoastră ați luat de la ministerul turismului acest spațiu, care nu aparține ministerul turismului, ci primăriei, nu? Nu, sunteți informat greșit total. Este un contract de asociere în participațiune, domnul. Este altceva decât sub închiriere. Iată, contractul ați încheiat cu SC Herăstrău Nord. Așa. Da? În numele Imobiliara. Așa. Era. Nu noi, domnule, ia vedeți cine. Spațiul aparținea primăriei și fusese repartizat Ministerului Tineretului Sportului și avea destinația de cantină pentru sportivi. Da. Și dumneavoastră ați făcut cu banii la kilot acolo. Nu e, domnul Sorin Roșca Stănescu. Ce e rău, încă o dată vă spun, cu banii la kilot, dacă e ceva civilizat? Într-o parte, în salonul cel mare, mănâncă sportivii și lumea sportului, în celălalt este un bar civilizat, încă o dată vă spun. Ce e rău într-o asta, domnul Sorin Roșca Stănescu, în care eu sunt păcălitul, că Ministerul Sporturilor m-a păcălit când a făcut contract de asociere în participațiune cu mine, știind că îl ia proprietarul. L-a câștigat proprietarul, acum mă judec cu proprietarul, nu cu SRCB-ul. Că nu mai este al lor. Dar asta cum vine? Corleone Dragomir promovează desfătarea trupească la miez de noapte. A apărut tot în ziua. Da, mințile bolnave a celor de la Ziua. Asta este o relatare reportericească a ceea ce se... Da.
Da, se petrece. Eu am scris aici, într-un reportaj la mine, cei ce vin de la ziarul Ziua la mine în bar acolo, când ies din bar, să nu cumva să dea cu capul în vreo mașină, că mi-accidentează mașinile, așa ies de bine dispuse. Adică ce, vin ziariști de la Ziua și petrec la dumneavoastră? Mai petrec, dar cum pleacă ei mai, devenit vin bine. Eu credeam că le dau salarii rezonabile care nu le permit să plătească în baruri atât de scumpe. Dacă cumva însă sunt reporteri care vin acolo, poate îi numiți. Vin, domnule, că e frumos, domnule. Acolo vin, cum să nu vii la un loc frumos? Acolo vin fel de fel de specimene. Vin unii de un an să mă urmărească, doar ar ghici ceva. De ce mă urmărește lumea? Haideți să spunem că eu sunt vinovat în raport față de dumneavoastră. Să admitem chestiunea asta, că a cășunat ceva, i-a cășunat ceva redacției Ziua Sport și a început să facă tot felul de dezvăluiri ireale despre dumneavoastră. Dar făcând abstracție de mine și de ziarul Ziua, ce l-o fi cășunat la tot? Să o persoană publică cum este Dragomir? A number one, că așa se cheamă firma asta. Domnul, eu sunt o persoană publică care, uitați-vă dumneavoastră aici, dacă ați avea altul pe scaunul ăsta, emisiunea n-ar lua foc așa cum e Dragomir, domnul. Așa, eu vă spun dumneavoastră, toată lumea vrea să-l ghicească pe Dragomir cu ceva. Dar dacă eu respect legile țării, plătesc impozite, îl plătesc la timp, și n-are de un... Nu, domnule, sunt rotund. N-am colțuri de unde să mă apucați. Ce să-mi faceți, domnule? Am înțeles. Dar ați încercat, totuși, probabil, în intimitatea vieții dumneavoastră, să vă explicați de ce vi se spune că vă face și plăcere. Așa. N-are rost să ne ascundem după degete când vi se spune Corleone. Așa. Ați încercat să vă explicați de ce vi se spune Corleone? Pentru că... îmi respectă valoarea, domnule. Păi, era șeful mafiei napolitane, ce valoare. Păi ce, dumneavoastră sunteți mafiot? Domnule, faci o asociere, domnule, dar nu că sunt mafiot. Semănați cumva fizic? Domnule, acest cuvânt mafiot nu se potrivește țării noastre. De ce? Pentru că nu există organizații mafiote, domnule. Organizații mafiote sunt organizate pe crimă, cel puțin așa scrie în dicționar, domnule. Iar noi ce, Dumnezeu, n-am tăiat un pui de găină în viața mea. Atunci, n-am făcut un rău. Să sunteți mai mult specializat în sport, eu sunt mai mult specializat în zona asta, la altă. Dați-mi voi aici să fac o precizare, că tocmai a fost un, la Trieste acum, a fost o întrunire internațională, extraordinar de importantă, în care președintele Camerei Deputaților din Italia, care a fost și ani de zile șeful Comisiei Antimafia, din Italia, a prezentat un raport foarte, foarte important privind mișcările crimei organizate și mafiei în Europa Centrală și de Est. A fost adoptat acum de două zile și o carte asupra crimei organizate și mafiei și vă informez că noi și publicăm deja începând din ziarul de mâine hărțile punctelor atinse de mișcări mafiote și de organizații criminale din Europa. Iar România este una dintre țările atinse de acest fenomen, adică are mafie. Are mafie, pur și simplu. Deci nu negați existența mafiei. Și atunci, după părerea mea, nu știu eu. Lăsând la o parte conflictul Domnul, o parte devine chiar periculos în contextul ăsta, că dumneavoastră sunteți chiar supranumit Corleone. Nu cred că e doar o chestiune de simpatie sau că vă apreciază calitățile. Ce calități? Că l-a fost un personaj foarte periculos. Părerea mea este că dacă așa se pune problema, dumneavoastră trebuie să fiți foarte atent. Că s-ar putea să schimbe numele de la mine la dumneavoastră. Ferească Dumnezeu. Dacă trece la mine, o să ne invite domnul Tucă și o să inversăm locurile și o să stau eu acolo. Dar uitați că eu pot să fac public o propunere. Vă rog. Hai de să punem organele în abilitate să ocupe și de mine și de dumneavoastră, să vedem cine e mai în culpă. Păi eu cred nu neapărat mafio, că nu suntem niciunul dintre noi mafioți. Da. Pentru că mafioți este altceva. Dacă dumneavoastră sunteți așa un monument de corectitudine, hai să ocupe cineva. Păi să știți că și ziarul Ziua a propus. Viața din ultimii 10 ani a lui Dragomir Dumitru poate face subiectul de studiu la materia drept penal.
Îi dau eu o carte scrisă pentru asta. El nu, să nu mai inventeze toate nenorocirile aici, pentru că eu nu mi-e frică mie de ce scriu aici, nu e niciun adevăr. Dom'le, nu, 1%. Dom'le, să întrebați-mă dumneavoastră tot ce a scris Sorin Roșca Stănescu aici și dacă eu, dumneavoastră, nu vă spun vă adevărul și dacă ceva de aici este adevărat... Vă întreb imediat. Iată ce declară cineva despre, ce declară cineva despre dumneavoastră. Trăim în lumea fotbalului de când Dumitru Dragomir era un anonim. În decursul atâtor ani de stadion am reușit să-l cunoaștem și să-l învățăm la distanță. A ajuns Dragomir să-mi dea mie lecții de imagine? Aș filmez pe mâna lui poate doar la barbut. Să-mi spună când e cazul. Șanu, Brăila, Parandărât la pace și pe ei dai tu fără macara. Așa. Ce părere aveți despre această declarație? Eu, de foi mare, eu nu joc barbut. Eu joc jocuri de noroc, dar nu joc barbut, nu mă caracterizează. N-a jucat barbut niciodată? Nu. Ce jocuri de noroc jucați? Doamne, joc cam ce joacă și domnul Sorin Roșca Stănescu. Ce joc? Fii la casino. Eu la casino? Da. Și ați pierdut sume mari la mare anul ăsta. Extraordinar. Știm, deci, suntem bine informați. Deci declar în fața tuturor telespectatorilor, da? Cu mâna pe inimă, că nici măcar nu știu unde e casinoul. Stai să vă spun acum, domnul autor. Stai, mai mult, stai puțin. Nici măcar nu știu unde există pe litoral un casino. Una la mână. Doi. Nici n-am fost la mare anul ăsta, decât o singură dată, două ore, nu, ziua. Cazinourile, din câte am înțeles, nu funcționează ziua. Trei. Nu am ce bani să pierd. Deci veniturile mele realmente nu permit... Dumneavoastră aveți mulți bani, rețineți-vă, rog, că veniturile mele nu permit să mă... Dumneavoastră aveți mulți bani, eu pot să spun cu tărie că dumneavoastră aveți bani mai mulți decât mine. Și o să vedeți dumneavoastră în reviste, o să citiți. Așa să mă ajute Dumnezeu, să am bani. Asta nu e rog. Mi-a spus o întrebare. Vă rog. Sunt interzise jocurile de noroc în România? Nu, v-am întrebat ce jocuri, atâta, nu, nimic altceva. Și atunci, de ce se... Ați fost omul de casă al Ceaușeștilor, domnul Dragomir? Nu. N-ați fost? Niciodată. În afară de aparatură, video și trafic... Dar mi-ar fi plăcut să fiu omul de casă al Ceaușeștilor. Se spune... Și cum, de ce? Învățam și eu multe, cunoșteam lumea. Pe cum așa n-ați circulat destul? Ba da, dar nu suficient de destul. Ați înfundat pușcările comuniste pentru barbut și poker? Doamne, astea sunt... Toată ați mai fost închis înainte de 89? Arestat. De ce ați fost arestat? Pentru că niște oameni puși de fostul prim-secretar Mușat, care a fost prim-secretar la Râmnicu Vâlcea, căruia eu i-am spus că este prost și am făcut pauza prea mare, prost informat, a spus să mă aresteze, n-au avut ce să-mi facă și au spus că am jucat cu ei jocuri de noroc. Era singura variantă. Asta era întrebarea pe care v-am pus-o, dacă ați fost arestat și a spus că nu la începutul nu. Am fost. V-ați ascuns o comoară, așa zisă comoară? Dar cât timp ați stat arestat? Numai o secundă. Da, mi-am ascuns o comoară. Unde v-ați ascuns? În beciurile IGP-ului. Și când ați recuperat-o? N-am recuperat-o niciodată. Lăsați-mă să vă povestesc. Și acum? Nu, domnul Tucă, lăsați-mă să vă răspund. Vă rog. M-a acuzat domnul Sorin Roșca Stănescu că mi-am îngropat comoara cu COVID. Nu spuneți că v-am acuzat, e adevărat că... Numai o secundă, lăsați-mă eu răspund pentru tot ce se publică în ziua, dar nu spuneți că v-am acuzat eu, că nu e exact. Fiți exact. Ziarul dumneavoastră. Așa. Ziarul dumneavoastră. Deci unde? Deci, în pădurea Puznicu? În pădurea Puznicu cu Ioan Ițoia, cu Ovidiu Ioan Ițoia. Da. Păi, dumne, atunci de ce mai ziceți Corleone, dumne, dacă eu mă duceam Am văzut o dezmințire a lui Ovidiu Ioan Ițoia în care spune că dar de ce mai ziceți Corleone dacă eu mă duceam să-mi îngrop comoara cu Ioan Ițoia? Păi, nu eram capabil să-mi îngrop singur, domn. Păi, eu aveam încredere ca să îngrop o comoară cu cineva, dar vreau să vă spun realitatea, ceea ce dumneavoastră știți ceva. Că ați auzit odată la masă discuția, dar n-ați prins-o și n-ați povestit-o mai departe cum trebuie. Eu n-am povestit nimic mai departe. Domnul Stănescu, haideți să vă spun că pentru telespectatori asta e un lucru absolut deosebit. Când m-au arestat pe mine la Brașov, mi-au confiscat din casă toate lucrurile scumpe. Printre care... Stați, iertați-mă. Lăsați. Păi eu v-am întrebat înainte dacă ați fost arestat la Brașov. Domnule, eram... după Revoluție, m-am dus acasă la nevastă la Brașov. Și de acolo am fost arestat. Deci după Revoluție. Afacerea asta nu, altă dată n-am fost niciodată arestat la Brașov. Da. Doamne ferește-mă. Deci,
mi s-au luat din casă toate lucrurile scumpe. Și mi s-au adus odată cu mine într-o mașină mare la IGP, unde am fost arestat. Cât de mare era mașina? Doamne, mare. Nu, ca să-mi dau seama, doamne, cât, păi, au cărat. Câte minciuni au spus? Au spus că am avut 1700 de metri pătrați de șarpe, de piele de șarpe în casă. Păi toată țara nu are atât. Dumneavoastră vă luați după ce au scris ziarele, că ziarele scriau cam ce scris dumneavoastră în ziua. Dar lăsați-mă să termin ideea. Doamne, în timpul detenției mele, mi s-au furat bijuteriile, deci o spun public, ca să audă organele de abilitate, mi s-au furat bijuteriile de valoare din arestul IGP-ului. Cum din arest? Din arestul IGP-ului, domnul, din casa de bani a IGP-ului mi s-au furat bijuteriile de valoare. Și o spun acum că poate organele de abilitate încep o ați făcut anchetă. Plângere penal? Am făcut, pentru că mi-au, ca să tac, mi-au dat niște zorzonele la greutatea briantelor, că am avut un briant, am avut o broșă cu briante și așa mai departe. Da. Ce am strâns eu toată viața mea, mi le-au luat la Revoluție. Ați cărat degeaba, da, am cărat degeaba. Și blugi, am cărat degeaba. Și crănegă. Da, așa e, domnul Stărescu, dar ce vreau să vă spun? Într-adevăr, bijuteriile au fost îngropate. Dar unde? La cei ce mi l-au furat din arestul IGP-ului. Milițieni de-ai mei, care i-au scos la pensie, pentru că nu i-a iertat totuși această democrație. Îngropat nu, asta îngropat este ca o metaforă. Mm-hmm. Adică mi l-au furat. O spun public, bijuteriile mele au fost furate în arestul IGP-ului cât eu am fost arestat. Deci nu pot să mincă, spun, dau publicității acestea. Cam ce valoare așa avea totul, că ați estimat, dacă ați făcut o plângere penală, cred că ați scris acolo. Dați-mi voie să... Valoarea de inventar. De ce? Asta poate fi în timpul anchetei. Doar nu le-ați furat. L-au furat ei, nu dumneavoastră. Cred că erau la în jur de peste 100.000 de dolari. În 90? Da, pentru că era un briant, adică... era un briant de 372 de carate, nu mă feresc, dau publicitate toate astea, și o broșe care o moștenise soția mea în familie cu 11 briante. Și au fost furate amândouă și la greutatea acestor bijuterii, colonelul Lupu cu procurorul Aninoiu mi-au dat niște tinichele de aur turcesc la greutate ca să... L-au dat altceva? Da, ca să termine, dar există în dosar, există totul. În loc de briliante v-a dat sticlă sau ce? Domnule, mi-a dat niște sticlă, niște tinichele, dumne, ce trebuie să mai spun? Dar spuneți-mi, ziarul Ziua a vrut să puneți întrebare. Nu, spune. Ziarul Ziua a scris că domnul Dragomir a îngropat în pădurea Puznicu această comoră. Da, o să văd exact că chiar din asta tu la domnul, începutul emisiunii, că dumneavoastră credeți, întors, păi neamul ăsta, Dragomir, da, este neam mare, domnule. Eu n-aveam eu o rudă, dacă aveam bijuteriile să le, să, sau nu le puneam pe astea scumpe undeva, mai mi le lua mie miliția atunci, dar eu mă credeam, domnule, eu m-am ocupat de sport, nu de politică, nu, eu am crezut că mare lua miliția mine sau poliția? Miliția, domnule, că nu se transformase în poliție atunci. Erau la 7 zile după Revoluție, după presupusa Revoluției. Poate ori fi la vreun revoluționar. Nu e, domnule, nu e în regulă problema că nu s-a... Eu am mai spus-o pe post această treabă. S-a ocupat de această treabă colonelul Lupu, care știe bine de această problemă. Ar fi trebuit lua la rost, dar l-a scos la pensie și s-a mușamalizat toată această problemă. Și cum dumneavoastră ați lăsat așa să vă dispară bijuteriile, fără să mai faceți nicio reclamație, fără să... Ați spus că era vorba de 100.000 de dolari, ați renunțat așa ușor la 100.000 de dolari? Nu am renunțat, dar dumneavoastră, dacă erați în locul meu, ce faceți? Păi mergeam până la capăt. Ce să fac? Domnul, tu, că eu când vă aud vorbind lucrurile astea, domnule, eu sunt om practic. Aia care l-a luat de acolo, spune, domnule, când te arestează, nu ți-a declarație. S-a făcut un inventar. Numai o să lăsați-mă să... Când te arestează, nu spune s-a confiscat un inel de 14 carate, 32 de... Nu știu ce. Nu. Spune s-a confiscat un inel cu sticlă albă. Ce vi le-a dat așa inelul cu sticlă albă? Nu, domnule, vedeți-vă, nu trebuie, n-au dat nimic, n-au dat niște tinichele. Păi dacă eu spun în fața opiniei publice ce lucrul ăsta, dumneavoastră credeți că eu sunt mincinos? Bun, hai să ne oprim puțin, domnul Stănescu, să urmărim și cel de-al doilea moment publicitar și după aceea vom continua discuția. Chiar e posibil să economisești azi când totul e atât de scump? Asta e întrebarea mea pentru dosia sfătuitoarea noastră, întreb... O bancă în care poți avea încă.